Bine v-am regăsit, sunt Ioana Constantin, începe Politica Zilei, mulțumesc că sunteți pe B1 TV. Nu știm exact în această coaliție, e amnezie, e ticăloșie, e prostie mai multă decât ar prevede orice lege, dacă ar exista vreo lege pentru prostie. Pentru că, vedeți dumneavoastră, ne-au aburit până acum că îngheață salariile și că îngheață angajările la stat. După care ieri am aflat că premierul și ministrul de finanțe habar n-au, nu există această ordonanță, ei n-au scris-o, nu știu despre ce e vorba. S-au întâlnit aseară și au discutat despre suprataxarea veniturilor. N-am înțeles exact, pentru că pe surse din coaliția a ieșit că voiau să impoziteze și la privați salariile privaților mai mari decât salariul președintelui. Astăzi au venit domnii Ciucă și Ciolacu și ne-au explicat că s-a vorbit de supraimpozitare, dar doar de supraimpozitarea salariilor de la stat care depășesc salariul președintelui Iohannis. Știți cum e, domnul Iohannis a venit, ne-a zis că nu stai nimic și a plecat la plimbare în Chile, până Argentina, unde se întâlnește cu omologii lui Arafat. Și ne-a lăsat aici, unde țara fierbe, cu proteste. Au fost astăzi proteste în fața guvernului, profesorii amenință cu înghețarea anului, iar noi nu înțelegem ce vor oamenii ăștia. Pentru că nu e vorba doar de cei de la stat, e vorba despre întreaga economie, despre întreaga societate. Nu mai ai niciun soi de predictibilitate. Au zis că sunt 20 de miliarde gaură, nu mai e nicio gaură, sunt doar 4,5 miliarde necolectați, zice domnul Ciucă. Păi nu-i de la dumneavoastră ANAF-ul? Sau care-i problema, domnule Ciucă? Nu înțelegeți economie? Vă păcălesc aia cum vor? Netezește Căciu venirea lui Ciolacu și v-au făcut la cifre? Ce se întâmplă? Ați gafat cu bugetul țării? Răspunde cineva pentru asta? Pentru că nu poți să ameninți în continuu cu suprataxare, supraimpozitare, noi taxe, o țară întreagă, indiferent că e vorba de bugetari sau că e vorba de oamenii din privat. Încercăm să înțelegem ce au vrut, mai ales că în a doua parte a emisiunii de la 5 și jumătate va fi aici fostul premier Florin Câțu, discutăm despre deficitul istoric. Și vă mai spun ceva, oficial, din datele care apar pe site-urile guvernului, noi pierdem banii din PNRR. Sigur, dacă îl întrebați pe Budăie, totul bine. Vine de la Banca Mondială un nou raport pe pensii speciale. Bolul ăsta a ascuns, evident, că și-a dat seama că e un mare fiasco. Începe Politica Zilei. În platou alături de mine, Oana Stănciulescu, jurnalist. Mulțumesc mult, Oana. Mulțumesc și eu. Senatorul PSD, Bogdan Matei, mulțumesc. Mulțumesc frumos. Prin legătură video Sky, Marius Pașcan, vicepreședinte PMP. Mulțumesc foarte mult. Bună ziua, vă mulțumesc. Și se alătură prin legătură video Radu Burnete, Concordia. Bun găsit. Bună ziua, bine v-am găsit! Radu Burnete, cu dumneavoastră vreau să încep pentru că e de neînțeles. Ieri a ieșit pe surse din coaliție o discuție că se dorea suprataxarea, supraimpozitarea salariilor de la privat. Ceea ce pe toți nu că ne-a revoltat, ne-a blocat un pic mințile, că n-am înțeles cum se mai poate una ca asta. Sigur că azi au încercat să o dreagă, că nu-i vorba despre asta, că e vorba de cumul, că e vorba de salariile nesimțite, auzi, de la stat, pe care tot ei le-au dat, evident. Problema e că ușor-ușor ne pregătește coaliția și mai ales PSD-ul de o impozitare progresivă. Care e părerea dumneavoastră a mediului de afaceri? Acum, ca să fiu sincer, PSD-ul ne pregătește de mulți ani de zile pentru impozitarea progresivă. Adică vorbesc destul de deschis despre asta. Ce ne face rău, în schimb, sunt toate aceste discuții care apar pe surse. Și aici cred că e și un pic problema disciplinei celor două partide. Eu înțeleg că și reprezentanților trebuie să discute între ei, că până la urmă n-au cum să ia decizii dacă nu vorbesc despre aceste lucruri. Dar faptul că la o oră după ce o discuție între cele două partide de guvernare se termină, începem să vedem toate aceste știri pe surse, ba că e albă, ba că e neagră, ba că e gri, ba că e numai pentru bugetar, ba și la mediul privat, asta face rău. Pentru că, da, într-adevăr, imaginați-vă, sunt oameni care astăzi conduc compania, astăzi trebuie să ia decizii. Investim aici, facem această cheltuială, te pune într-o mare dificultate să afli de pe surse că s-ar putea peste 3 luni sau peste 6 luni de zile să ai cu totul altfel de cheltuieli cu salariile decât îți imaginezi astăzi când tu trebuie să iei decizia. Deci da, aceste discuții pe surse și felul în care le purtăm și faptul că după fiecare câteva ore liderii politici tot vin să mai adauge, să corecteze, să nuanțeze, nu sunt deloc sănătoase și creează o stare de agitație și de nervozitate care nu e benefică. Da, știți ce m-a mirat pe mine, domnule Burnete? Că nu s-a discutat despre moralitatea unei astfel de chestiuni, să te apuci iar să impozitezi în mediul privat. Nu, s-a discutat despre constituționalitatea măsurii. Adică ce interesează pe ei este dacă în urma unor analize, fie la CCR, fie la Ministerul de Finanțe, se poate. Ei doresc noi taxe, impozite mai mari,
Totul este să nu le pice lor la ce cere. Asta e singura lor problemă, din câte înțeleg. Însă, eu vă întreb, în mediul de afaceri, dacă ar exista noi taxe pe zona de salarii, de muncă, de exemplu, credeți că oamenii ar mai putea să suporte? Adică angajatorii, mă refer. Noi o spunem de foarte multă vreme că, din punctul ăsta de vedere, susținem cu fermitate cota unică. Că ea nu mai e atât de unică cum era acum 10 ani de zile, suntem de acord și aici o discuție trebuie purtată și mereu am fost deschiși în sensul ăsta. Din punctul nostru de vedere, de unde să avem impozitare progresivă când ANAF-ul nu poate să-și facă țintele de colectare pe un sistem mult mai simplu, cel de astăzi? Taxarea progresivă e ceva teribil de complicat, vine cu deductibilități și așa mai departe, fără să vorbesc de impactul ei pe costurile companiilor. Mai mult, o astfel de schimbare, nu, repet, nu poate fi anunțată pe surse. Probabil că ai nevoie de câțiva ani de zile să te ajustezi la așa ceva. Faptul că noi discutăm dacă, nu știu, la rocada guvernamentală sau acum repede, facem o impozitare suplimentară în mediul privat, repede, nu face bine. În discuția asta cu dacă se poate face doar în mediul public versus cel privat, vă mărturisesc că nici n-am avut timp de astăzi dimineață sau de ieri, de când am văzut știrea asta, să verific cu câțiva constituționaliști cu care mai lucrăm sau avocat să mă lămuresc și eu. Poate, nu se poate, ce se întâmplă. Dar despre colectare, pentru că domnul Ciucă a reluat discursul pe care l-a avut atunci în ședință, atunci s-a referit la marii contribuabili, astăzi a venit mai temperat și ne-a zis: avem o problemă la colectare de 4,5 miliarde, am colectat mai puțin în ultimele 3 luni decât am estimat. De unde vine această problemă de colectare? Pentru că dacă ne uităm la mediul de afaceri, oamenii își plătesc. Repet ce am spus și acum câteva zile, din ceea ce văd eu și din ceea ce vedem noi, cel puțin la Concordia, nu avem niciun motiv să credem că companiile sau marile companii au întârzieri la plată. Cred că mai degrabă suntem în situația în care se materializează un lucru asupra căruia Consiliul Fiscal a avertizat în decembrie la construcția bugetară, și anume că am supraestimat veniturile din 2023, în special așteptându-ne să avem prețuri la energie la fel de mari ca în 2022, de unde trebuia să colectăm foarte mult TVA. Prețurile au scăzut, asta e foarte bine pentru toată economia și pentru toți cetățenii, dar într-adevăr ANAF-ul colectează mai puțin bani din acest TVA la prețul la energie. Și da, asta în contabilitatea ANAF apare în dreptul marilor contribuabili. Dar problema nu este a companiilor care n-ar plăti sau ar întârzia, ci al unei estimări deficitare făcută la construcția bugetară, care acum, iată, o vedem materializându-se în aceste lipsuri. Da, îți mulțumesc foarte mult, Radu Burnete, Concordia, a fost alături de noi. Oana Stănciulescu, astăzi rătăcit premierul pe la Iași, nu știu, a ajuns la Iași, în București plouă, veniți aici, domnul premier, că e mai bine pe ploaie, poate vă mai crește așa zona asta de economie în minte, că pare că nu pricepeți. De-am spus așa, nu se pot face de la 1 mai toate aceste măsuri, cine știe când o să intre de fapt în vigoare, dar noi n-am vorbit de înghețare, noi n-am vorbit de nimic, de taxări, noi n-am vorbit de zona de privat, noi nu știm această ordonanță de unde a venit. Din neant, de la Sfântul Duh, nu știu de unde a venit. Domnul Burnete are dreptate, răul deja e făcut. Pentru că fie că ei confirmă, fie că nu confirmă, toată lumea știe că s-a discutat și că te poți aștepta oricând. Că nu e predictibilitate. Dacă nu ai predictibilitate, nu știi la ce să te aștepți. Și de oriunde și de oricând poate să apară că e Ciolacu, că e Marcel, că e Nicu, că e robotul, că poate ăsta o fi făcut. Robotul Ion. Da. S-o fi făcut femeia de serviciu, robotul sau cineva au fi făcut ordonanța asta, nici nu mai contează, pentru că oamenii se așteaptă la ce e mai rău. Nu este un mediu de afaceri predictibil într-o țară civilizată în care se respectă partenerii și în care statul prin autorități știe, are cap statul ăsta și știe ce rău poate să facă. Pentru că vezi, Ioana, de câte ori tu faci des la emisiune astfel de subiecte, nu am văzut să vină din partea guvernanților o strategie, să știi că ei înțeleg ce vor și că au o idee în cap. Mă, una mică, una, cum o fi, dar au una, nu. Ei se gândesc cum să aducă bani cu singura condiție să nu fie de la ei. Deci atât au în cap. Dom'le, să nu tăiem de la noi, să tăiem de la ceilalți, de la ăia, de la care trag în jug și să mai punem și noi niște pietre, dacă se poate, în cârca lor, știi cum era vorba de demult cu grasul și cu slabul, așa suntem noi acum.
Atâta știu ei să facă. Și atunci, de la cine să ia? Păi de la cetățean care l-a împovărat pe cetățean de nu mai știe de capul lui. Că inflația deja, sunt familii, am văzut niște statistici astăzi, cum românul a început să renunțe la serviciile medicale, da, la mâncarea de calitate, la sport, la de toate, ca să facă față să supraviețuiască. Iar oamenii aceștia care sunt puși să gândească să vină să taie răul de la rădăcină. Ce înseamnă răul de la rădăcină? Să nu-l mai lase pe clientul lor, pe nomenclaturist, să iasă la 42, 47, 50 la pensie. E atât de simplu, Ioana. Să facem aceste măsuri. De ce n-am apucat de restul măsurilor? De ce nu interzicem cumulul pensie salariu? De ce nu tăiem din sporul pensiei la PNRR? Ai văzut. Nu, asta nu că deranjează. De ce nu tăiem pensiile speciale? Mă rog, le tăiem. Le aducem pe contributivitate. E atât de simplu. Dom'le, ai contribuit ei, n-ai contribuit? Nu. Ce e atât de complicat dacă vrei? Și păi, începe cu pensionarea, mă, nu se poate să existe români în țara asta care după ce se pensionează, până dacă ai ieșit din mină și ai muncit în greu și ai ieșit... Nu, ea nu pot săraci. Nu te mai duci la stat. Nu te mai duci au lege și nu exact. Se aplică. Nu te mai duci secretar de stat, consilier sau mai știu eu ce la stat. Tu te duci din instituțiile astea de forță, să zicem, militare sau care sunt ele. Tot nu contează. Tot respectul pentru ei, dar nu te întorci la 43 secretar de stat. Exact. Te duci înapoi în sistem după 40 de ani, că ești în putere, de nu la 40 plus de ani. Plus experiența pe care ai acumulat. Deci este ceva de neînțeles ce se întâmplă. Domnule Bogdan Matei, noastră știți, ne puteți lămuri mai bine, pentru că nu înțelegem. Noi ne așteptăm să se întâmple astea. Cumulul pensii salariu, pensii speciale, sporuri mai mici, mai puține ce aur la oameni. Suntem de acord. Dar ce e haosul ăsta? Că se îngheață, se dezgheață. Da. În primul rând nu s-a pus în discuție sub nicio formă bulversarea mediului privat. Am văzut foarte multe discuții cu privire la impozitare, creștere de impozitare, o bulversare în ceea ce înseamnă mediul privat. Astăzi România, dacă ar face așa ceva din punct de vedere guvernamental al deciziilor, cred că ar fi o greșeală impardonabilă să vii astăzi cu noi măsuri pentru ceea ce înseamnă mediul privat, ci dimpotrivă. Cred că trebuie să continuăm cu măsurile astfel încât să ajungem la o impozitare mult mai mică pe muncă în România, mai ales când vorbim astăzi de mediul privat, iar două dintre aceste măsuri au fost luate pe domeniile construcții și IT. Cred că din acest punct de vedere ar trebui să ne aplecăm mult mai mult și în niciun caz să bulversăm mediul privat. Doi, ceea ce nu trebuie să bulversăm sunt investițiile pe care și le-a propus Guvernul României. Vă rog. Nu se fac oricum alea. Din acest punct de vedere niciun leu nu se taie niciun leu nu se taie din partea investițiilor. Ceea ce se pune în discuție, așa cum ați spus și dumneavoastră, este acest drept constituțional dacă poți să cumulezi pensia cu salariul și aici vorbim doar de ceea ce înseamnă mediul bugetar. În niciun caz nu pensii vorbim speciale, de speciale, alea ne interesează pe noi să exact. Le mai cumuleze. Avem astăzi câțiva pensionari tineri ce îi regăsim tot în sistemul bugetar. Aici este marea noastră și problemă. Și când o se întâmple asta? De ce nu se poate face? Că acest aveți lucru PNRR, se poate face doar prin proiect legislativ și nu prin și ordonanță de... Și ce vă oprește că aveți majoritate? Nu prin ordonanță de... Spuneți-ne cine se opune, că declarativ și la noastră și la PNL, toată lumea spune, vrem să tăiem cumul ăsta, vrem să aducem pensii speciale pe contract. Momentan cine nu se opune, absolut nimeni, ci discuțiile sunt ca și formă text legislativ pentru a nu mai întâmpina ceea ce am întâmpinat de fiecare dată când am încercat să facem acest lucru, o decizie a Curții Constituționale care ar relua programul din nou. Pe asta și gata, putem face și acest lucru, da, este o sugestie foarte, bună, dar, repet, procesul legislativ este unul, decizia Curții Constituționale ne poate surprinde Marius și reluăm Pașcan, procesul. Nu, ei spun că nu impozitează, dar totuși se anunță această impozitare la stat, cine are salariul mai mare decât Iohannis să fie supraimpozitat, asta unul, a ieșit din ședința de ieri că și la mediul privat voiau să meargă. În orice caz, românii din mediul privat au impresia că li se pregătește o taxare suplimentară, o nouă taxă de solidaritate, asta spun firmele și se așteaptă oricând la chestiunea asta. Da, ei vin ca niște floricele amândoi și Ciucă și Ciolacu și ne zic, n-am vorbit de înghețare, n-am vorbit de asta, n-am făcut. Dar cine a făcut, domne, de unde a venit ordonanța? Aici asistăm la o culme a cinismului. Nu uitați că toate aceste pensii nesimțite, aceste venituri bugetarilor care ajung peste salariul președintelui, toate au fost date de guvernare, în mod special de PSD, că PSD-ul s-a aflat în proporție de 80% la guvernările României din ultimii 30 de ani. Deci iată ce a făcut aruncarea unei pietre în apă și cum se chinuie acum să explice cumva să scoată. Nu mai pot, domnule Constantin, pentru că beneficiarii
sunt din rândul clientelei politice. Trebuie implicit premierul, care are și pensie militară, are și pensie indemnizație de parlamentar, are și salariu, cumva să le împace, că este absolut culme. Ajuns în țara asta care se prăbușește economic și o ducem din ce în ce mai greu și mai fără perspective, să aibă un bugetar salariu și venitul mai mare decât unul care lucrează în privat să țină această guvernare și pe altele anterioare. Problema este de fond aici. Eu cred că dacă într-adevăr ar avea bună credință și ar dori să facă ceva cu adevărat, n-ar sta toată ziua la televizor și în tot felul de declarații, ți-ar da exemplu. Dom'le, trebuie să fim solidari în perioada de criză, deși criza e generată implicit de guvernare. Păi dacă trebuie să fim solidari, în primul rând dăm propriu exemplu. În țara aceasta sunt 1.300.000 de bugetari, da? Polonia cu 37.000 de cetățeni are 800.000. Cum ne explicăm că a sporit așa aparatul bugetofac al statului implicit în ultimul an, anul trecut și în acest an, per total sunt tot 20.000 de noi angajați. Și cu salarii mari și cu sporuri. Iată dacă vă gândiți și de ce vă spun de bună credință. Dacă cu adevărat ar fi fost preocupat să facă ceva concret, așa cum în 2-3 săptămâni și-au mărit salariile funcționarilor, demnitarilor, acea sumă forfetară a parlamentarilor, cum au dat sporuri, așa scurt, în câteva zile, pentru cei care lucrează pentru proiecte europene. Tot la fel de bine, dacă vreau să facă ceva, puteau în această zonă. Renunțăm la jumătățimea aparatul acesta de secretar de stat, șoferii și toată șleacta adunată politic în jurul acestor demnitari. Reducem cheltuielile principale din Consiliul de Administrație, scoatem pe politruci. Tot ceea ce declamă, de fapt, nu materializează. Se discută, se tot ciondănesc între ei pentru că nu au curaj, ar însemna să-și afecteze propria clientelă politică pe care se bazează perspectiva alegerilor de anul viitor. Și atunci, permiteți-mi să fac o predicție. Ceea ce ne așteaptă pe toți românii și în special pe cei simpli și necăjiți care plătesc impozite și taxe în această țară, este să asistăm în perioada următoare la acoperirea găurii bugetare din propriile venituri. Adică o creștere a TVA-ului, o sporire a impozitelor și taxelor, o mărire a impozitului pe profit, o mărire a impozitului pe dividende, pentru că tot mediul privat și cetățenii simpli duce această povară, nu se ating de propria clientelă. Nu, și în Parlament se fac creșteri de sporuri sau apar noi sporuri, iar la guvern ne spun că vor să strângă cureaua și vor să fie mai chipzuiți. Însă, în teritoriu, primarii sunt foarte revoltați, sunt de dreptul furioși. Ieri a fost doamna primar de la Sibiu, PNL, da? Și ne-a spus asta. Nici nu pot să mă exprim, așa a zis doamna, la televizor, trebuie să găsesc o formă decentă prin care să vă spun ce cred eu despre ce vor ei să facă legat de noi în primării. Acum am văzut astăzi declarațiile primarului de la Timișoara. Domnul Fritz zice, eu am și proiectul Timișoara Capitală Europeană. Ce fac? Lăsați-ne pe noi aici să ne facem treaba, să ne vedem de bugetele noastre. Îi spun bună ziua primarului municipiului Timișoara. Bun găsit, domnule Fritz. Bună ziua. Am văzut foarte virulent atacul pe care ați avut de dimineață față de ce face coaliția de guvernare. Jos, mâinile de pe bugetele locale. Mai concret, domnule Fritz, cum vă afectează? Păi este o aberație totală, aș spune o idioțenie, pentru că bugetul de stat nu are nicio legătură cu bugetul orașelor din România. Noi oricum, prin lege, nu doar că ne sunt plafonate posturile, adică nu putem să angajăm așa cum vrem, ci avem un număr maxim de posturi întotdeauna, ci mai ales că bugetele noastre se alcătuiesc din veniturile noastre. Eu nu pot să cheltuiesc niciun leu în plus față de ce încasez prin taxe și impozite atât locale cât și impozitele pe venit ale celor care lucrează în Timișoara. Nu pot să mă îndatorez cum o face guvernul dacă nu mi se închide bugetul. Și acum vine guvernul și îmi spune unul la mână că nu mai am voie să fac angajări. Asta înseamnă că dacă îmi pleacă mâine un arhitect, nu știu, se pensionează, merge în concediu de maternitate, înseamnă că nu pot să-l înlocuiesc și asta înseamnă că cetățenii așteaptă și mai mult pentru o autorizație de construcție. Economia pentru bugetul de stat este zero. Pentru că dacă eu fac o economie într-un buget, într-un capitol bugetar,
de exemplu, la salariu, pot să cheltuiesc banii ăștia altundeva, adică nu mi se reduc veniturile. Iar dacă ar fi cazul să mi se reducă veniturile, pentru că, nu știu, economia merge mai slabă sau nu mai avem așa de multe încăsări la nivel local, atunci tot e treaba mea de primar și a Consiliului Local să decidem unde facem economii. Nu să ne impună guvernul că, de exemplu, în capitol bunuri și servicii, acolo să tăiem acum 10%. E atât de arbitrar și atât de lipsit de sens că este într-adevăr revoltător și doar arată lipsa de strategie și măsura de haos ce guvernează la... Domnule primar, există multe comune care nu se pot primării care nu se pot autosustine, dar e drept, în general sunt la nivelul primăriilor. Și atunci, probabil că de aici apare toată această discuție despre bugetele locale, că de multe ori au nevoie de bani de la centru. Mă rog, prima dată se duc la Consiliul Județene, după aia se duc la centru. Sunt foarte mulți orașe, nu mai vorbesc de zona de Termie, de exemplu, iarna. De foarte multe ori, guvernul vine și ajută, da, primăriile. Și atunci, probabil că de asta spune guvernul că, într-un fel sau altul, da, trebuie să impună niște măsuri și pentru planul acesta local. La fel cum știți și noastră că, poate, acolo la Timișoara, altfel manageriați lucrurile, dar în multe primării din România sunt angajări pe bandă rulantă, pe pile și relații și nu se întâmplă nimic profesionist. Și atunci, pe bună dreptate, cetățeanul zice, opriți-vă, nu-i mai angajați, nu mai dați salarii și lăsați-ne că oricum sunteți degeaba. Aici, acum, fără să fiu eu apărătorul tuturor comunelor și primarilor din România, dar ponderea administrației locale în toate angajările la stat este de 22%, cred că sunt cifrele, ultimele cifre, iar numărul angajaților în administrație locale a scăzut față de anul trecut, nu a crescut, deci tocmai pentru că din banii noștri trebuie să facem aceste cheltuieli. Eu cel puțin în Timișoara și cunosc și mulți colegi din țară, ne gândim foarte bine ce cheltuieli facem și bun, dar am înțeles din declarația noastră că există un risc pentru Timișoara, capitală europeană, da? Să aveți probleme din cauza acestor reduceri. Cum se poate întâmpla asta? Păi uitați, toate programele culturale sunt finanțate preponderent prin acest capitol bugetar de bunuri și servicii, adică finanțările nerambursabile pentru concerte, pentru spectacole de teatru și așa mai departe sunt finanțate, nu le facem noi, ci dăm bani la operator cultural, la ONG-uri, la artiști care să facă aceste spectacole. Noi, bineînțeles că anul acesta creștem foarte mult bugetul și nu pot acum în mijlocul anului să reduc 10%. Ce să le zic? Că nu le mai închiriez o scenă. Da. Să cânte cu jumătate de chitară. Partea bună, domnule Friț, e că domnul Ciolacu zice că nu s-a discutat și domnul Ciucă vine după aia și îl acompaniază de asemenea și domnul Ciolacu mai zice ceva, n-am văzut primărie încuiată. Acum, domnul Ciolacu cred că nu știe de primăriile alea pe unde nu-și puteau plăti lumina oamenii, dar dacă timpul vă permite să intrăm un pic în dialog, pentru că sunt aici și alți invitați și, de exemplu, Oana Stăciulescu, am simțit că voiai să intervii probabil cu o întrebare. Nu, vreau să-i spun, domnul Sărăs, când te doare frenul. Da, să nu mai auziți, nu facem tot concertul, cântăm doar... Dar să ia exemplu domnului Flutur, care a început să cânte. Faceți economie, da. Găsiți variante. L-am întrebat și ieri pe domnul Toma, nu? Primarul de la Buzău, da. Care vine din localitatea domnului Ciolacu, nu? Colegi acolo de... Unde vede că sunt cheltuielile prea mari? Și mi-a indicat unde le vedem și noi, la centru, prin ministere, prin tot felul de instituții de cercetare, de mai puțin de cercetare, de electorale și așa mai departe. Sunt zeci și zeci de instituții, nu prea știu. Sunt vreo 200 de secretari de stat, de 200 de secretari de stat. Vreau să vă întreb de la Timișoara dacă, cum se văd lucrurile astea și dacă ați fi la București, de unde ați tăia? Că de undeva trebuie să tăiem, deși domnul președinte Iohannis a zis că nu avem nicio gaură. Da, nu e în Chile, deci nu contează. Da, Dominic Friț. Da, în primul rând aș vrea încă o dată să specific. Noi oricum cheltuim toți banii pe care îi încasăm. Dacă guvernul îmi impune să fac o reducere într-un anumit capitol bugetar, tot ce fac este să mut acești bani într-un alt capitol și îi cheltuiesc pentru altceva. Oricum o să cheltuiesc toți banii pe care o să îi încasez anul acesta. Nu o să-i dau înapoi la guvern, pentru că nu i-am primit de la guvern. Adică nu rezolvă nimic cu măsura asta. Nu,
nu-mi da guvernul nimic și de aceea nu poate să facă economie. Da, ei spun că îi încurcă, de fapt, asta a spus și doamna de la Sibiu, că mai degrabă îi încurcă decât să-i ajute sau să reducă ceva la stat. Bun, vin la final și la domnul Matei de la PSD, dar domnule Pașcan, ați fost mult timp în administrația publică, ați fost și prefect. Cum vedeți, se face cu adevărat vreo economie la bugetul mare dacă impunem la primării, la consilii județene și așa mai departe aceste tăieri, aceste plafoane? Nici poveste. Există autonomia locală, veniturile locale se administrează în temeiul hotărârilor de consiliu. Dacă există resurse, consiliile locale, primăriile fac angajări, dacă nu au resurse, nu le fac. Și oricum există un control prin Agenția Națională a Funcționarilor Publici în acest sens, deci nu e niciun fel de problemă. Dar să știți, pe fond, domnule primar, sunt 74% funcționari în aparatul central al statului. Acolo este ponderea și încărcătura. Acolo ar trebui făcută rânduială și noi cei de la PMP am spus-o în foarte multe rânduri. Dom'le, impuneți acele criterii ale meritocrației. Sunt o grămadă de angajați care n-au ce căuta. Dacă îi testez, am pățit-o și eu ca fost șef de instituție, ca prefect, am chemat niște angajați la mine să-i întreb, să-mi scrie pe un A4 ce au făcut în ultimul an. Și n-au fost în stare să umplu foaia A4 cu atribuțiile și ce au realizat efectiv. Aduși pe tot felul de valori politice. De aceștia trebuie scăpat. Că nu trebuie dat afară niciun arhitect, niciun specialist, niciun inginer, niciun diriginte de șantier sau un specialist în investiții care găsești foarte, foarte greu. Deci trebuie făcută rânduială pe niște principii foarte eficiente și legate de meritocrație și promovarea specialiștilor. Asta nu fac, de fapt. Pe de altă parte, v-am spus, dacă nu dai exemplu propriu, nu te cred. Cum să te creadă cetățeanul când tu tot mărești aparatul central al statului, când tot faci angajări, când ai 200 de secretari de stat și în continuare face angajări și îmi spui mie să strâng cureaua sau administrațiilor să reducă cheltuielile care ar trebui să contribuie ca pol de dezvoltare, mai ales municipiile, reședință de județ, la nivelul întregii țări. Și e ceva de acord, da. De ce nu se dă exemplu de sus, de la guvern? Asta e întrebarea. Domnule Matei, am văzut că nu erați de acord la un moment dat cu ce spunea primarul. Da, îl salut și eu pe domnul primar. L-am ascultat cu foarte mare atenție și spunea domnia sa că este posibil să rămână fără arhitect postunic. Ceea ce vreau să transmit este un lucru foarte clar. Nu se vor bloca posturile unice și avem multe situații de genul acesta. Nu știu, la primărie avem un singur șofer angajat pe microbuzul școlar. Pentru Dumnezeu, nu poți să blocheze așa ceva și transportul școlar să rămână fără șofer. Deci din acest punct de vedere, tot ceea ce înseamnă posturi unice, acestea nu vor fi blocate, ci din contră concursurile vor merge în continuare, iar administrațiile locale își vor putea gestiona în continuare această situație. Tot la fel, cea de-a doua discuție legată de afectarea evenimentului pentru capitala culturală europeană. Cred că nimeni în acest moment, indiferent cum s-ar numi, nu și-ar putea permite acest lucru mai mult. Știu că Timișoara are și un parteneriat corect cu Ministerul Culturii și primește și din partea Ministerului Culturii o sumă de bani pentru organizarea acestui eveniment. Deci, iarăși, din acest punct de vedere, nu putem discuta despre afectarea bugetului când vine vorba de administrațiile locale. Bun. Și da, acesta este un atribut al administrațiilor locale. E o minciună tot ce se întâmplă, pentru că de când au anunțat că blochează, au scos la concurs toate posturile care mai erau. 3.000 sunt pe platforme. 3.000. Și atunci, da. Deci auzi așa, noi vă blocăm, dar scoateți tot și vă blocăm după ce le angajați. Despre ce discutăm? Corect, da. Domnule Friță, apropo de ce spune domnul senator Bogdan Matei, că nu se va întâmpla cu posturile unice, vă rog. Păi ok, și dacă sunt doi șoferi, pentru că sunt mai multe microbuze și pleacă unul, nu mai este un post unic, tocmai pentru că mai există un șofer, dar avem nevoie de doi. La fel cu arhitecți, nu? Normal că am nevoie de 10 arhitecți în primăria Timișoara pentru peste 2000 de autorizații în fiecare an și îmi ajunge să înlocuiesc un singur post. Deci sunt, dar problema, știți care este problema? Că domnul primar, dacă îmi permiteți, ați spus unul și acum îmi spuneți că aveți nevoie de 10. Toate poftim. Zic, am început discuția că aveți nevoie de un singur arhitect și acum ați terminat că aveți nevoie de 10. Nu, am zis, dacă un arhitect îmi pleacă din echipa de 10, înseamnă că am o lipsă de oameni și sunt multe, multe situații de genul acesta. Deci nu sunt doar posturi unui cer. Dar încă o dată, cu ce îl ajută pe guvern, dar de salarii fac o economie, pentru că banii tot la mine rămân, economia rămâne la mine și o mut într-un alt capitol bugetar.
Nu câștigă guvernul absolut nimic. Este un simbolism și este de fapt încercarea de a răspândi responsabilitatea cumva peste tot, se angajează și toată lumea trebuie să strângă curiaua. Nu! Guvernul, dacă are o problemă cu bugetul de stat, trebuie să strângă curiaua și trebuie să ia niște decizii foarte, foarte dificile. Da, trebuie să reducă, bineînțeles, mărimea tuturor agențiilor. Da, trebuie să reducă din secretari de stat. Unde s-a mai văzut o țară cu 200 de secretari de stat? Da, trebuie să reducă pensii speciale. Adică vorbim aici despre niște discuții de fațadă în care se încearcă să se creeze un haos ca să nu mai știm care de... Adică să se acopere, că nu e simbolism, e populism, domnule primar ăsta. Să o blocăm peste tot. Oamenii niște au dreptate. Dacă ei se susțin pe, să le facem legătura pe bugetele lor locale, ce treabă ai tu de la guvern să faci această chestiune? Claudia, cred că s-a întrerupt legătura, să refacem la domnul primar. Și vă mai spun o chestiune. Eu pe domnul Fritz l-am criticat foarte tare când a avut problema aceea cu termia la Timișoara și au fost duși bebelușii, da, la maternitate în incubatoare și consider că atunci a avut o problemă de management foarte gravă. Dar în ce spune acum e foarte corect și nu o spune numai USR, o spune și PNL-ul, o spun și primarii noastre de la PSD. Lăsați-ne pe noi cu bugetele noastre în pace și ocupați-vă voi de secretarii mulți de stat pe care îi aveți acolo. Și eu am fost secretar de stat 2-3 luni, ca să nu mă acuzați de ipocrizie aici la televizor, vă spun. Noi, din numărul de consilieri pe care îi aveam, un post a rămas liber. Că așa s-a făcut economie în toate ministerele. Un post rămânea liber și nu erau 7 secretari de stat. Apropo de șofer, domnule Matei, păi toți 7 secretarii de stat au fiecare între ei șofer și mai au și consilierii ăia. Domnule, dar ce se întâmplă în ministerele României de ne trebuie câte 7 secretari de stat? Că eu înțeleg că la primărie nu pot avea 2 șoferi, dar trebuie să am 7 secretari de stat la Ministerul Transporturilor sau la domnul Bolos sau la Mediu, cred că mai sunt 7, ca să iau toate partidele. De ce e nevoie de 7 secretari de stat? Și aici au fost declarații cu privire la analizarea numărului secretarilor de stat. Păi declarații, dar ce așa nu e declarat? Tăiem posturile. De ce trebuie să am 7? Sigur, voi ați asistat și la asemenea tăieri de posturi pentru secretarii de stat odată cu rotativa guvernamentală. Da, mie nu-mi place chirurgia, dar cred că aici aș vrea să asist la treaba asta. Termenul să nici mie nu-mi place, dar... Să se taie de la secret. 200, erau 50 pe vremea lui Boc, cum o fi explodat. Mai reușim, Claudia, să revenim la domnul Fritz? Ca să știu cum merg cu subiectele, te rog. Mulțumesc. Deci, domnule Constantin, nu vi se pare normal ca orice măsură de acest tip să vină cineva din partea guvernului care știe, e responsabil, să zică, domnule, promovăm această măsură care aduce în buget atâția bani, sau îi conservă, sau îi tăiem, nu mai cheltuim. Nu vedem astfel de studiu. Hai să tăiem, hai să blocăm, fără niciun studiu de impact. Dar e ceva aberant. Acum, încă o dată, dacă ne referim doar... Cred că are studiu de impact. Dacă, nu, n-am, nu, dar e foarte... Ha. Dacă ne referim doar la secretar de stat, ați spus dumneavoastră, sunt 200, da? Rămânem cu 100. Impactul bugetar e unul foarte simplu. Cât are salariul un secretar de stat? 9.000 de lei. Dar nu 9.000 ori? Păi, dar cum e? 9.000 plus stați echipele lor. Stați puțin. E simplu așa. Matematic. Păi, un secretar. Stați puțin. Nu poporul cu televizorul. Fiecare secretar de stat are minimum 5-6 consilieri, dacă nu are uneori și 8 impact. Secretari de cabinet, dați-mi voie, vă rog. Șofer. Și eu am fost ca și dumneavoastră și ministru. Un ministru are 8 consilieri, iar un secretar de stat 4. Așa. Și da. 4728. Astea sunt posturile. 4728 de consilieri. Cu dumneavoastră, încă o dată. Nu iau apărarea lor. Nu iau apărarea lor. Să nu încercați că iau apărarea cuiva. Da, avem un sistem bugetar supradimensionat și trebuie să facem de reduceri. De ce e supradimensionat? De ce s-a supradimensionat? Deci nu-i 9.000 de lei, că ea sunt 7 ori 9.000, au 5 consilieri sau câți ați zis, înmulțit cu 7, 4, 7, 28 de consilieri, dar într-un minister, cu 7 secretari de stat, 35. Secretarii ăștia de stat și consilieri ăștia se urcă în mașini, consumă combustibil, pleacă în delegații și au bilete de avioane, mănâncă, fac lucruri de acolo. Da, nu. Încă o dată, trebuie făcut o analiză, nu putem să-i punem pe toți la modul că nu dar fac ce nimic. Dar trebuie 7, adică, domne? În care țară civilizată mai sunt 7 secretari de stat la transporturi? Că noi încă nu știm ce am măsurat pe Bustroie. Sunt 7 secretari de stat și cu 7 la mediu sunt 14. Mă, oameni buni, și cu 2 miniștri 16. Ce mama dracu ați măsurat pe Bustroie, dar nu știm nici până azi? De exemplu, drumurile patriei, mai
mai bine pleci pe jos, iei pe munte, mergi cu schiurile. Haideți, domnul Matei, că e simplu, că nu mai putem să mai mințim oamenii, că nu mai suportă da, nu, oamenii. Da, nici, sub nicio hai, formă nu vreau să mint. Hai să vedem altă minciună, că v-am spus, domnul Bolo s-a ascuns, dar a venit Budăi în schimb și o rog pe producătoarea mea să vă arate. A zis că nu se îngheață salariile, nu se mai intervine. Dom'le, de unde aveți toate cuvintele astea? De la școală, nu? Hai să vedem. Pe o perioadă de câteva luni, să nu mai fie intervenția asupra legii salarizării, suntem într-un contract cu Banca Mondială, punem la dispoziția Băncii Mondiale datele, astfel încât să avem oglinda unde suntem acum și să știm ce măsuri să luăm. Deci nu vorbim de o înghețare a salariilor, ci vorbim de o neintervenție pe perioadă limitată. Băi, oameni buni, ne luați de proști că înghețarea sau neintervenția e același lucru, adică ele nu cresc. Și de ce trebuie să vină Banca Mondială pe milioane de euro, că așa s-a trecut în PNRR, că aici ai de vină și USR-ul și PNL-ul și toată lumea, să-mi explice mie ce am în grădină, dar eu nu-i văd, că i-am numărat noi împreună, mergem și numărăm bob cu bob, mergem așa și scriem pe hârtie cât sunt, Oana. De ce am dat sporuri la ministere, inclusiv la domnul... Mi-amintesc că acum câțiva ani s-au dat sporuri la Ministerul Muncii ca să facă legea salarizării, legea reforma pensiilor. Oamenii ăștia de un an de zile, trebuie să facem reforma și să-i plătim mai bine. După care ne ducem la Banca Mondială, după care ne ducem la Bruxelles, se bat cap în cap, ei nu știu cum să comunice, deci tu îți dai seama, domnul vrei să-ți dea demisia, domnule. Dacă oricine poate să ia raportul de la Banca Mondială, iei un student de la facultate din ultimul an, în locul domnului Budăi, și îl pui să citească ce a zis. Ce a zis domnule Banca Mondială? 2. Taie sporurile. Așa o să zică. Ce a zis și Comisia Europeană. Nu mai da sporuri de 80%. Dă-le de 20%. Vine un student și spune chestia asta. Se aplică la revedere. Tot studentul în locul domnului Budăi vine și ce mai zice Banca Mondială? Plătește pensii în funcție de cât a contribuit. Te duce și dă... Hai, ce e mai complicat, poate facem o echipă de studenți. Exact. Așa. Păi nu, da, uite, dar acum o luăm pe limba română. Salariile nu se îngheață, zice, nu e o înghețare, nu mai interveni. Le nu frică, înseamnă că rămân la fel. Le e frică. Păi dar scrie, știi ce vreau să spun, Ioana, dacă îmi permiți? Și apropo de asta, și apropo de primul subiect. Ei nu pot acum să facă lucrurile astea, pentru că e înainte de campanie electorală. Dar după ce o să câștige, n-o să oprească nimeni. Să scape de cota unică, să supraimpoziteze, pot să facă toate nenorocirile pe care le vor acum și nu pot, că le-ar face, pentru că m-am intrat în linie directă pentru alegeri. Acesta este singurul motiv pentru care oamenii aceștia încearcă să zică nu tăiem, nu știu ce facem, să găsească cuvinte noi în limba română ca să ascundă de fapt ceea ce vor să facă la un moment dat. Știți ce nu înțeleg? Eu nu știu cu cine lucrează domnul Budăi, pentru că eu vă spun sincer, în Ministerul Muncii, cel puțin pe zona de pensii, dar și la salarizare, sunt niște oameni foarte competenți. Adică sunt niște doamne acolo care lucrează de zeci de ani și care știu perfect ce au de făcut. Eu nu știu de ce domnul Budăi nu scoate la liman cu legile astea, legea pensiilor, legea pensiilor. Nu are tot ce îi trebuie în minister, nu-i trebuie nici ce a cerut Turcan să mai angajeze niște mii de oameni, să calculeze, să digitalizeze. Nu! Aveți oamenii acolo, știu ce au de făcut, puneți în practică. Domnule Matei, ce înseamnă că nu e intervenție, dar nu e nici înghețare? Hai să fim corecți cu oamenii ăștia. Deci, lucrurile sunt foarte, din punctul meu de vedere, unu, am avut o mărire la 1 ianuarie 10%, iar în acest moment nu s-a pus în discuție o nouă mărire a salariilor. Deci din acest punct de vedere nu există creșteri salariale astăzi când vorbim. Pentru că în conformitate cu declarațiile noastre, la data de 1 ianuarie a fost acea mărire de 10%, dar nu mai mult de grila de salarizare, știm foarte clar. Iar în acest moment nu discutăm, indiferent de cuvintele pe care ni le alegem, că e înghețare, neatingere, nesuprapunere, ne nu știu ce, nu există în acest moment o discuție cu privire la mărire salarială. Mai departe, dacă îmi permite 10 secunde, cu privire la sporuri. Trebuie să faci o analiză foarte clară și eu vă dau un simplu exemplu. În PNRR se spune foarte clar că nu poți să depășești 20% nivelul sporurilor. Exact. Este corect? Da. Și întrebarea mea ca profesor eu, cum poți să îmi faci mie o astfel de măsură când eu 25% iau spor de gradație de merit? Deci trebuie o analiză complexă. Nu poți să vii să-i spui profesorului astăzi un drept ce și l-a câștigat pe o perioadă de 5 ani. Așa aveți mai mulți profesorilor. Dar nu neapărat, e doar un exemplu. Mie mi-e clar. Ce a zis domnul Budăi. Hai să așa, pe o perioadă de timp, domne, deci noi am mărit în ianuarie, stați în și perioada de timp se termină în septembrie, când vă întoarceți de la mare, de la bronz, de la țară,
S-a terminat și perioada asta în care vom îngheța. În timpul perioadei astea în care înghețăm tot, trimitem documentația la Bruxelles să-i păcălim pe aia. Să am făcut ceva. Am făcut, domne, am făcut o ordonanță. Și în septembrie ne întoarcem și mai propunem repede. Cu totul, da. Știți ce, domnule Budeu, uitați asta cu profesorii și cu medicii. A zis că nu, e un ghiveci și dacă punem prea mult ulei, nu se apleacă după aia. Povestea e în felul următor. La cumulul pensie, salariu, la fel. Erau, mureau pe aici de grijă, tot așa, colegii noastre. Nu putem pentru vieții profesori și pentru vieții medici. Nu e vorba despre ei. Problema noastră la sporuri sau la cumulul pensie-salariu nu e la profesor. Cumulul pensie-salariu la un profesor care zicem că mediul rural revine la școală, că n-am oricum alt profesor săracul, că de-aia au ajuns să predea cel de franceză, predă chimie. Da, bun. Deci, nu asta e problema, că oamenii ăia săraci cât au pensie? 2000 de lei și mai au salariu 2000. Nu asta e problema. Problema noastră la cumulul pensie-salariu erau ăștia care au 30.000 pensia, că au ieșit la 50 de ani la pensie în cel mai fericit caz, și mai au și un salariu de 10, 12, 18.000. Noi aici avem probleme. Același lucru este și cu sporurile. Există spor de, cum e aia, de antenă. De antenă. De muncă, nu știu de care, de vătămare. 98% din, ăștia, din fondurile europene, din Ministerul de Fonduri Europene, au spor de fonduri europene. Ca și când manicuriste îi dau spor de ojă. Adică este, e greșit tot fundamentul. Noi nu de profesori și de medici ne luăm, înțelegeți? Noi ăștia care toată ziua vorbim de subiectul ăsta. De ce nu se poate face la restul, e întrebarea. Da, asta am și spus. E un este un sistem atât de complex încât de-a lungul anilor, din 1989 până astăzi, au fost inventate tot felul de sporuri. De acord, asta. Ori, toate guvernele, de acord. Toate guvernele ce au fost la guvernare au mai adăugat câte un spor, 2, 7, 9. Iată că a venit acum ziua în care trebuie să le tai pe absolut toate dacă vrei să mai iei banii de la PNRR. Sub o formă sau alta trebuie să găsești situația. Dar asta nu înseamnă că trebuie să intervii pompieristic și să ne mulțumești anumite categorii care poate chiar își merită sporul respectiv. Nu știu, păi de antenă, asta, de spor neuropsihic. De ce? Să le încă o dată. Leafă, nu? Să le introduceți în cu leafă siguranță vor fi anumite sporuri introduse în leafă, da, cum spuneți dumneavoastră, pentru că e normal. Dacă avem instituții ce își merită acel spor de antenă de care, pe care l-ați menționat dumneavoastră, sigur că trebuie să și-l regăsească în salariul omului respectiv. Da, asta e pericol de moarte, eu vă zic. Nu știu dacă e un pericol sau nu, dar sunt situații în care chiar își merită sporurile. Nu mai iau doar de PSD, vă spun de PNL. Peneliștii care știu perfect ce scrie în PNRR, dar nu că perfect, la virgulă, că nu știu să citească, eu așa bănuiesc. Dar ei sunt cei care au inițiat în Parlament noi sporuri, la ADI de nu știu ce supra-solicitare, la nu știu mai care, până toate instituțiile. De cei care știau că trebuie să le taie au făcut altele noi în Parlament. Da, bun, Marius Pașcan, e o batjocură totală și ne iau de proști, adică nu. Eu de mult în țara asta am impresia că pur și simplu trăiesc în literatura absurdului. Franz Kafka este mic copil. Dom'le, vă dați seama, România, vai mama ei săracă, prost administrată, prost guvernată, se duce la Banca Mondială, plătește 2 milioane de euro ca să-i spună Banca Mondială cum e cu pensiile speciale. Acum mergem iarăși la Banca, cum zice acest ministru Putăi, zice, mergem la Banca Mondială, îi dăm fotografia zilei să vadă cum stăm, să vedem și noi cum stăm și să ne spună ce este de făcut. Păi nu vă este rușine, domnule, ăsta e teatru absurdul. Păi cum să meargă la Banca Mondială, iară să-i spună Banca Mondială ceea ce știa, ba mai mult România să ghireze datele din care oricine poate să facă orice calcul, să extragă orice concluzie limpede la lumina zilei. Tot vă faceți că promovați reform, că încercați să faceți ceva, nu faceți nimic. Vă acoperiți ceea ce a semnat sporul peste sporul, privilegii peste privilegii ale unei clientele politice care astăzi fidează românul de lume. Ia ieșiți din Parlament și intrați în mediul privat să vedeți cum puteți trăi în România zilelor noastre, să vă câștigați și instituția, să mai plătiți niște angajați și să vedeți dacă rămâne ceva la finalul zilei ca să fie și angajații mulțumiți și dumneavoastră să vă acoperiți cheltuiala pentru existența familiei. Și o să vedeți România reală. Nu sunteți în stare să faceți reformă pentru că, dincolo de socialism, liberalism, sunteți niște populiști ordinari. Asta s-a făcut continuu, să vă mulțumiți voi și privilegiile și să le dați la nicăciți niște amăteli din asta. Vine Banca Mondială, vine Europeană, că noi nu suntem în stare. Pentru că ne simțim recruntă în tot sistemul ăsta politic și tot teatrul ăsta al absurdului pe care îl jucați în fața românii. Când mergeți în campanie, ce nu veți spuneți? Că veți păstra pensiile, că veți păstra aceste sporuri și parasporuri și supersporuri, că veți angaja fără număr
funcționari, că atunci ar vota, că are o impunitate de cauză. Nu! Jucați teatral! Ceea ce faceți este numai spoială, minciună și demagogie. Și în rest, nimic. Adevărul e că de data asta chiar s-au încurcat în minciuni pe toate palierele. Mai interesant e că s-a ascuns domnul Boloș, care era cu voucherele până acum, știți? Da, trebuie să-l întrebăm și de PNRR și dacă da, PNRR nu-i cu vouchere, în fine. Ia vedeți în România educată cât e salariul unui profesor debutant. O să-l vedeți că este puțin sărit peste salariul minim. E o rușine fără margini. Și eu am predat la un moment dat, era 17 lei de seminar, da? Asta în învățământul universitar. Deci o bătaie de joc, erau 14 seminarii într-un semestru. Vă puteți imagina. Bun. Că suntem români. Da, bun. Ne întoarcem după pauza de publicitate să vă arăt cu PNRR-ul cum stăm, că recunoaștem singur că nu luăm banii imediat. Și guvernul recunoaște că pierde banii din PNRR. Mă rog, recunoaște că nu încasează, dar citit investiție ca la înghețarea domnului Budăi, nu se îngheață salariile, dar nici nu cresc. Deci dacă nu luăm bani, înseamnă că îi pierdem, nu-i așa? Și mai e o chestiune foarte interesantă. Colegii de la Profit.ro spun că au analizat modul în care noi ne îndatorăm și cum cheltuim banii la buget. Din 100 de euro pe care îi cheltuim la bugetul țării, 15,6 sunt pe datorie. Să știți că stăm cel mai rău din toată Uniunea Europeană la treaba asta. Cum am fi ajuns în situația asta de a fi cea mai precară economie, strict pe această chestiune. Însă, mergând către PNRR și hai să arătăm, Claudia, discutăm despre banii pe care îi pierdem. Avem 1,3 miliarde din cererea a doua de plată, astăzi jaloane pe energie, la domnul Popescu. Nici domnul Popescu nu și-a făcut treaba, iată. 3,2 miliarde e valoarea cererii numărul 3 de plată, jalonul pe pensii speciale. Aceste pensii speciale care cu siguranță vor îngropa PNRR-ul, că, mă rog, sunt pensiile speciale, după care e reforma pensiilor și după care e reforma salarizării. Bun. Arătăm și restul, Claudia. Sunt datele, sunt documentele oficiale ale guvernului postate, da, la Ministerul de Finanțe, ca să vedeți despre ce vorbim. Estimări. Spune Ministerul de Finanțe că estimează că vom lua 1,9 miliarde, da? Aici vorbim de Next Generation, programul 2021-2023. Deci foarte mulți bani pe care îi pierdem. În ceea ce privește PNRR-ul, domnule Matei, e o problemă că în contul central avem 6 miliarde. Azi domnul Boloș, dar n-a explicat de ce nu pleacă și ei pe proiecte, nu știu, stă acolo, îi ținem să facă pui. Problema cu banii ăștia este că primarii, mai harnici, au făcut contracte de vreo 11 miliarde deja. Și noi dacă nu încasăm mai departe, o să trebuiască să ne împrumutăm, să le plătim contractele, nu? Sau cum? Adică noi dăm bani din buzunar la PNRR în loc să-i luăm? Da, aici a spus și dumneavoastră foarte bine că nu știm unde e domnul Boloș. Mi-ar fi foarte greu eu să fiu în locul dumnealui. Cred că cel mai bine ar trebui să ne explice domnul Boloș ce se întâmplă cu absorbția fondurilor europene. Ați vorbit despre Ministerul Energiei. Poate domnul ministru ne-ar spune de ce nu vrea să renunțe la anumite privilegii, nu știu, pe care dorește să le facă unor companii, nu știu, habar n-am, de ce nu reușim să venim cu o lege clară unde să nu ratăm aceste jaloane din PNRR, pentru că mie mi-ar fi foarte greu să explic pe două domenii, nu știu, absorbție de fonduri europene și energie, mai ales că nici nu mă pricep și aș intra la și despre pensii speciale avem asta proiectul ăsta. Grosul banilor e la, și știți mai bine dumneavoastră decât noi că e o decizie politică. Și că nu e nici Boloș, nici ăsta, acesta, relativă domnul de la muncii, nici celălalt. Dumneavoastră nu trebuie să decideți politic și apoi dați misiune, ordin, comandă, ce cuvânt vă place. Cum aia că ăla de la energie, celălalt e de vină? Și pensiile unde sunt? În curtea cui, dacă ar fi la să luăm așa? Ministerul Muncii. De linie. Ministerul Muncii, am pe la apărare. Vă rog, vă rog. A recunoscut, iată. Nu, vă rog, am spus. Nu, dar e o decizie politică. Haideți ca să nu stăm deci acum. E o decizie politică. Marcel cu Nicu s-au strâns acolo și cu Clau și au zis gata, de mâine o facem, o facem. Nu s-au strâns. Oana, Claus e plecat. E plecat. A ajuns în Argentina. Deci îl așteptăm. Dar cu cine se întâlnește? Cu un viceprimar, parcă. Cu, nu știu, cu omologul lui Arahavat. Da. Da, Bogdan Matei. Da, asta spuneam. Cred că cel mai corect ar fi ca oamenii aceștia să vină cu explicații mult mai multe despre ceea ce se întâmplă la ministerele pe care dumnealor le coordonează astăzi în guvernul României. Ne luăm pensiile până pentru când că coaliția de 70, cât aveți domnul Matei în Parlament? Că de asta au zis că v-ați unit dușmanii țării.
V-ați unit ca să fie stabilitate, să treceți toate legile pe care le aveți. Au fost și până acum ați trecut doar ce s-a dus în buzunarul dumneavoastră. În rest, n-ați trecut și n-ați făcut nimic cu 70%, domnul Matei. Acum veniți și ne spuneți că da, că suntem, că ne gândim, că ăla e de vină, că ăla e de vină. Nu se înțeleg politicul, Ana Stănculescu. E la PNL, e la PSD, nu mai știu, de la UDMR sunt serioși, dar vor să-i dea afară de la guvernare. Marius Pașcan, glumesc, evident. Da. Nu se știe. Eu cred și spun domnului Matei că nu mai trebuie să vină miniștrii cu niciun fel de explicație. Trebuie să vină cu fapte. Ăștia nu mai trebuie. Ei trebuie să demonstreze. Problema de fond, dincolo de a stopa acest jaf în bugetul statului, cu salarii nesimțite, cu pensii nesimțite, cu o întreagă clientelă, este să promovăm investiții ca economia să-și revină. Păi dacă noi nu luăm banii din PNRR, care este soluția, domnul Matei? Mergem în continuare pe acele la care apelează astăzi statul pentru a compensa deficitul cu dobânzi astronomice într-o pas România pe termen lung cu toate generațiile care vor veni să plătească cupeul, demagogia, ceea ce se întâmplă astăzi. Aici e vorba de soluții. Eu cred că acum nu mai trebuie să aveți explicații. Eventual să explicați de ce ați mințit pe români și de 2 ani de zile nu se întâmplă nimic în țara asta concret încât economia să se stabilizeze, să avem cât de cât o creștere economică, se facă rânduială în sistemul bugetar, să scăpăm de privilegiați. Eu nu vă se întâmplă nimic. Ce explicații să ne mai dea? Că pe ciolovăiță între voi nu interesează pe omul de rând. N-are nicio treabă cu PSD să ceartă cu PNL sau că ceartă posturile UDMR-ului. Aia e de bucătărie intern. Aici trebuie să veniți cu soluții să le explicați românilor ce așteaptă. Că în momentul de față vă spuiți băiți. Ați venea unii pe alții. Asta pot să facă orice de eu. Dar ca să vii cu fapte. Domnule Matei, un răspuns. Foarte scurt, am să fiu. Înțeleg discursul dumneavoastră și e unul simplu din opoziție, sigur, e mult mai simplu să critici. Dar... discursul românilor, domnul Matei. Vă rog. Eu trăiesc ca un om simplu, sunt profesor, cadru didactic universitar. Bun, domnule Matei. Și eu în aceeași situație ca și dumneavoastră, vremelnic sunt senator, nu sunt pe toată viața, mă voi întoarce tot la catedră și eu, domnule profesor. Înțeleg situația și sunt de acord cu dumneavoastră. Sub nicio formă n-am spus că este că profesorii din România trăiesc bine. Sub nicio formă. Și da, îmi doresc salarii mult mai mari și tocmai de aceea se lucrează la o nouă lege a salarizării. Știu, când spunem se lucrează, oamenii nu mai au răbdare. Orice măsură importantă necesită și timp. Dar da, vă dau dreptate. Oamenii, românii, nu mai au răbdare. Nu. Domnul Matei, dincolo de salarii, uitați-vă la legea educației pe care o dezbateți acum în Parlament. Cu 1.000 și vreo 500 de amendamente, faceți reformă pe o astfel de lege? Aia e România educată, cum se vede în acel proiect de lege? Aia e a lui Iohannis toată. Da, și vorbeam în pauză, e dezastru ce se întâmplă cu educația acolo. Și domnule Matei, mi-a spus tot vreo în pauză, dar o spunem și la televizor, clasele simultane, copiii obligați să învețe, săracii în clase împreună, simultan, dar diferit ca vârstă. Poate aflăm și noi de ce. De ce? Când toți banii se duc așa la șmecheria asta politică, companii protejate, cum ați zis, în energie, și copiii României trebuie să stea în frig, la încălzire, la sobă, câte, nu știu câți în clasă, două, trei clase paralel. Bun, mulțumesc Oana Stănciulescu, mulțumesc Bogdan Matei, cu Marius Pașcan, ne revedem și de la Fix. La Fix să vorbim însă despre bustroie, măsurătorile acelea, domnul Daia e pe la Bruxelles cu cerealele, nu vreți să știți. Vine cu bani mulți înapoi, nu, ne întoarcem.